Un bărbat care a sunat luni de două ori la 112 și a anunțat că sediile centru și buiucani ale judecătoriei Chișinău sunt minate, a fost reținut de oamenii legii și este cercetat penal. El are 41 de ani și este locuitor al capitalei. Poliția a mai fost sesizată luni și despre minarea sediului curții de apel Chișinău. După verificări, cele trei alerte s-au dovedit a fi false. Astfel de încălcări se pedepsesc conform legii cu închisoarea de până la 2 ani, ori amendă de la 27 la 43 de mii de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore. Acum patru luni, Ministerul de Interne a propus ca aceste pedepse să fie năsprite, adică până la 12 ani de pușcărie pentru cei care mint cu bună știință, ori amendă de la 50 la 150 de mii de lei.